Bine v-am găsit la un nou clip și astăzi m-am gândit, pentru că a trecut foarte mult de la ultimul clip pe care l-am făcut de genul ăsta, să îl reactualizez. Și anume trenduri pe care aș vrea din tot sufletul să le văd că mor în cele mai groaznice chinuri. Am mai făcut unul, cred că acum vreo 2 ani, în care am fost extrem de înjurată, pentru că, da, așa. Dacă nu l-ați văzut, vi-l las în bara cu descrieri ca să mă înjurați și acolo, în cazul în care n-ați făcut-o până acum. Și am gândit eu că ar fi cazul pentru un nou clip de genul ăsta, pentru că universul în care trăim e plin de chestii absolut tâmpite și problema cea mai mare, problema mea cu chestiile astea tâmpite nu este că sunt, că există, ci că de foarte multe ori chestiile astea sunt percepute ca regulă. Știi că aici e problema mea. Asta mă deranjează pe mine cel mai tare, și anume că astea sunt percepute ca regulă și că, vezi, Doamne, dacă nu le faci, tu nu ești bun de nimic. Lăsând asta la o parte, înainte de a intra direct în subiect, anul 2018 a început cu ceva care o să devină foarte curând un trend sau se anunță a fi un trend, care mie mi se pare absolut hidos. Și mă refer la minunățile alea de UGG-uri până la jumătatea coapsei. Sunt absolut oribile. Mie de felul meu nu-mi plac UGG-urile, dar hai să zicem că poate alea sunt mai suportabile, dar chestiile astea chiar nu pot să le înțeleg. Și fac pariu cu voi, pe ce vreți voi, că în iarna viitoare, că acum se termină iarna, oricât ar insista iarna asta, se termină, iarna viitoare o să le vedeți în București, la Unirii, în cele mai oribile și hidoase combinații posibile și cele mai stupide copii posibile. Deci, eu sunt convinsă că o să le vedem pe stradă, așa că dacă mi-aș dori ceva să moară, ar fi ăsta, de fapt să nu se fi născut. Prima chestie care mi-aș dori din tot sufletul să moară în 2018, pe de-a întregul să dispară, este clanul Kardashian. M-am săturat, sunt până peste cap, nu-i mai sufăr, mi s-a luat de ei, de toate mizeriile pe care le fac doar ca să atragă atenția, de toate porcăriile pe care le scot doar ca să își cheltuie lumea banii pe ele. Nu vreau să-i mai văd, nu vreau să mai aud de ei, nu vreau să mai aud de litera capa, sub nicio formă. Mi s-a luat de ei până peste cap, mă greață numai când aud cuvântul Kardashian sau numele Kardashian. Acum nu mă înțelegeți greșit, nu-mi doresc ca oamenii ăștia să moară sub nicio formă, dar aș vrea să dispară din scena publică și să nu mai aud de ei, pentru că mi-e scârbă. Eu urmăresc, din păcate încă urmăresc foarte mulți americani și sunt atât de obsedați unii de ei încât nu... Da. Și copiază și toate trendurile astea stupide pe care le scot. Dacă Kim își pune o perucă verde, toată lumea mâine își pune perucă verde. Dacă Kylie și-a făcut buzele atâta, toată lumea și-a făcut buzele atâta, că trebuie să copieze. Dacă Kim Kardashian își face aia, cărarea pe mijloc, toată lumea își face cărarea pe mijloc, deși și poate nu li se potrivește tuturor, știți? Mi s-a luat de ele, nu vreau să le mai văd. Tot legat de ei, dar trebuie să-i acord un subiect separat, pentru că anul trecut a insistat ființa asta să facă o vulvă ceva de groasă, este Kylie Kardashian. Mi s-a luat și de ea, de nu se poate. Deci, cred că nu există persoană mai vulgară și mai ostentativă, care să facă lucrurile cu ostentație, decât ea. Până și Kim parcă s-a mai potolit. Parcă și ea s-a mai... așa. Dar Kylie este de o chestie ceva de groază, mi s-a luat. Și cel puțin toată povestea cu sarcina ei, că este, nu este însărcinată, face, nu face copil, ce de sex are copilul și așa mai departe. Nu vreau să mai aud de ei. Chestia este că la noi în România ei n-au prins atât de tare. Dar mi-aș dori ca unele publicații și unele emisiuni să încerce pe cât posibil să nu ni le mai bage pe gât, pentru că sunt anumite publicații și de la noi care încearcă tot timpul să ți le bage. Uite ce face Kim Kardashian, uite ce face Khloe Kardashian, uite ce face Kris Jenner, nu mă interesează, nu vreau să mai aud de ele. Scurt. Acum intrăm puțin pe partea asta de modă, un alt trend pe care aș vrea să-l văd murind în chinuri groaznice, dacă se poate, cu tot dragul mă duc și ajut la incendierea lui, este trendul ăla tâmpit cu blugeia super distruși. Și nu mă refer la blugeia rupți, așa, care au câte o tăietură, două, trei, acolo, care sunt rupți. Mă refer la blugeia atât de distruși, de aproape că nu ai nimic pe tine.
Dă ce mai iei pe tine, doar ca să zici că te-ai îmbrăcat și de fapt vrei să ieși scoală pe stradă sau ce, nu înțeleg. Mi se pare total deplasată povestea asta cu blugii ăștia atât de distruși încât sunt efectiv să ți se vadă toată coapsa, să ți se vadă fundul, să ți se vadă gambele. Adică n-ai decât puțin material sus aici și jos ca să se țină de ceva, dar în rest ești despuiată. Adică dacă vrei să ieși până la urma urmei dezbrăcată pe stradă, mai bine ieși dezbrăcată pe stradă decât să ieși cu ea, nu știu, decât să arăți ca și cum te-ar fi alergat câinii. Chiar mă gândeam la un moment dat că blugii aia arată ca și cum i-ai fi băgat într-o mașină din aia de tocat porumb. Eu fiind de la țară am niște analogii din astea superbe și mașina aia care curăță porumbul de pe știuleți are o anumită formă și parcă ar fi intrat într-o mașină din aia. Și ar fi ieșit așa bucățele. Nu știu, sunt chiroși, mi se par oribil. Un alt trend care aș vrea să dispară din tot sufletul și care a luat o întorsătură foarte aiure așa rău de tot, este conturingul ăla excesiv. N-am nicio problemă cu conturingul atâta timp cât este discret. Cu toate că o femeie normală, pe timpul zilei când se duce la serviciu și chiar și la un eveniment de seară, nu are nevoie de conturing. Conturingul este strict pentru video, foto, pentru scenă. Asta este scopul lui. În mod normal nu ai ce să faci cu conturingul pe timp de zi. Și conturingul în ultima vreme, în special pe Instagram și pe YouTube, a căpătat o notă din asta atât de exagerată, de nu se poate, mai ales linia aia super, super, super dreaptă aici, mi se pare absolut înfiorătoare. De când și până când în natură există linia aia atât de dreaptă și de harsh aici. Apropo de Kardashian, am văzut-o pe Khloe Kardashian, care are câți ani are? 30 și ceva, nu? Adică nu e foarte în vârstă. Și am văzut-o odată pozată de paparazzi, nu știu, dintr-un semi-profil ceva de genul ăsta și se uita în jos, probabil îi intra lumina în ochi și ea se uita în jos. Și am văzut că avea linia asta perfect dreaptă aici și obrazul cumva părea că îi se revarsă așa peste ceva, peste... Deci dădea o impresie că aici este o umbră, dar foarte harsh, așa. Și chestia asta o făcea să arate de 50 de ani. Acum, de ce ca om normal vorbesc, ai vrea să te îmbătrânești, să faci chestia asta? Pe Instagram știu că este foarte trendy și că trebuie să atragi atenția, pentru că având în vedere că Instagram are 500 de milioane de utilizatori activi, normal că trebuie să cumva să ieși la lumină. Dar aș prefera să se găsesc alte trenduri mai interesante și mai utile, dacă se poate. Și apropo de Instagram, asta este iarăși o chestie care mă enervează teribil și mi-e silă, de multe ori mi-e și silă să mai intru pe Instagram că văd chestia asta. La noi în România s-ar putea să fie treaba asta pe Facebook, dar eu nu prea intru pe acolo, așa că nu știu. Dar zic și eu, mă enervează teribil de tare pozatul ăla excesiv de sexy. Mă enervează toate posturile alea în care trebuie să stai doar ca să pari sexy, atrăgătoare, să vai, să fii senzuală, să ți se vadă toate alea, să... Wow! Este hidos! Mie mi se pare hidos, nu senzual și nu sexy. N-are nicio treabă. Deci, în viziunea mea, chestia aia n-are nicio treabă nici cu senzualitatea și nici cu arătatul sexy. Și acum pe cinstite, fetelor, dacă voi vă imaginați că un bărbat normal la cap sau un băiat de vârsta voastră normal la cap o să fie atras de chestiile alea, aveți o problemă. La modul cel mai sincer. Genul ăla de pozat și de posturi și de nu știu ce, mie îmi transmite cu totul altceva. Problema este când le vezi la fete de 15 ani, 12 ani, 14 ani, care încă nici măcar nu au corpul suficient de bine dezvoltat. Știți? Adică încă nici nu au toate alea pe acolo, pe unde trebuie să le aibă, și ele pozează sexy și încearcă să-și pună bureți și mai știu eu ce prostii și le vezi... mama mia! No! Please stop! Tot legat de machiaj, un trend care știam că o să se ducă în zona asta, dar mă așteptam să fie puțin mai temperat, să se tempereze puțin și să fie înțeles corect de, cel puțin de lumea obișnuită de pe stradă, nu mă refer la youtuberi și make-up artiști, dar măcar lumea de pe stradă mi-aș fi dorit să-l înțeleagă puțin mai bine, și anume iluminatorul excesiv. Și mie îmi place iluminatorul, nu mă înțelegeți greșit, și eu folosesc câteodată câte 3 tone de iluminator și după aia zic, oh, stai așa, stai gogule. Dar a devenit ceva de groază. Intri în metrou la ora 7 dimineața și te o izbește așa o reflexie în față de la
câte una care are toată partea asta, așa, cred, umplută de iluminator. Băi, fraților, chestiile astea nu se fac nici măcar în poze. Pentru că vedeți oameni că exagerează pe internet, nu înseamnă că se și aplică în viața de zi cu zi, în mod normal. Pentru că vedeți pe unii că dau pe din afară de ei și încearcă să exagereze, nu înseamnă că chestiile astea se și aplică într-adevăr într-o viață de zi cu zi, pentru un om normal, cu activități normale. Arată extrem de aiure, de fals, de plastic, nu știu, arată oribil. Să vezi 3 tone de iluminator plecat de aici, de unde se termină sprânceana până aici, așa. Și ce m-a enervat cel mai tare, am văzut un YouTuber recent că și-a aplicat iluminator undeva până aici, până sub ochi. Bă, fratele meu, dar unde duci cu el? Unde ai de gând să te duci cu el? Că era așa, știi? Avea o pensulă din aia cu fosă și tot blenduia și se urcase cu el până pe aici. Și așteptam, nu știu, zic, să poate ajunge la sprânceană cu el. Arată urât pentru o femeie. Pentru machiaj de zi arată oribil 3 tone de iluminator. Știu că și la mine în clipuri câteodată se vede iluminatorul așa, dar asta e și din cauza luminii, nu neapărat că aș pune eu 3 tone de iluminator. Îmi place iluminatorul, dar cu moderația necesară, nu excesiv. Și mai e o chestie tot legat de iluminator, pe care încă n-am reușit să o înțeleg de când a apărut. Și cred că Nikki Tutorials a fost prima care a început prostia asta, sau una din primele, sau din primii. Chestia aia cu iluminatul nasului, ce dracu e aia? De când vrei să arăți ca Rudolf în ceață? Adică, în loc de farul de la Constanța, vrei să fii tu cu chestia aia? Nu. Gândiți-vă că majoritatea oamenilor au vârful nasului mai proeminent, așa mai... De ce ai vrea să-l scoți în evidență prin chestia asta? Adică te chinui o jumătate de oră să ți-l conturezi, să ți-l faci mai mic, mai lung, mai nu știu ce, și brusc și dintr-o dată îți pui becul ăla. Care-i scop? Nu știu, mi se pare că arată absolut hidos când văd oameni cu becul ăla, așa. Wow! Again, please stop! Un alt trend care m-a enervat foarte tare vara trecută a fost ăla cu pistrui falși sau cu coșurile desenate pe post de alunițe. Eu, ca purtătoare naturală de pistrui, care îi detestă din suflet, nu înțeleg chestia asta. Deci mie, eu pistruii mei îi detest și la ora actuală și în fiecare zi mă cert cu ei și le zic stați acolo, hai, dispăreți odată. Eu am crescut, că adolescența mea a trecut printr-o epocă în care tenul trebuia să fie perfect curat. Nu aveai voie să ai nicio aluniță, niciun pistrui, niciun semn, nimic pe față, pentru că nu era considerat estetic și cumva cred că am rămas cu sechele de acolo. Și acum vin ăștia să ne zică mie că pistruii sunt ok. Dacă nu îi ai, de ce dracu vrei să-ți desenezi niște chestii pe față? În vara trecută în special a fost un trend stupid cu chestia asta și pistrui colorați și aurii și... De ce ți-ai pune buline de sclipici pe față? Nu înțeleg, pentru a zice că-s pistrui. Dacă îi ai și vrei să scoți în evidență, este una, că sunt naturali, dar în momentul în care vii tu să-i aplici pe față, arată atât de fals și de aiure, pentru că pistruii, din punctul meu de vedere, pistruii nu pot fi replicați niciodată, da? Oricât te chinui cu machiaj, cu nemachiaj, cu nu știu ce, nu poți să-i reproduci, pentru că ei sunt făcuți într-un anumit fel. Și mie... Nu știu, mi se pare așa, aiurea, nu știu, nu pot să înțeleg trendul ăsta, mă enervează. Și tot legat de chestia asta e treaba cu alunițele. Ai un coș și hai că îl desenez cu creion negru sau maro și am o aluniță. Nu, că se vede. Ați văzut cum arată o aluniță? Uitați-vă aici, că am aluniță pe gât. Stai, că asta am acoperit. Unde ești? Asta. Ați văzut vreodată cum arată o aluniță? Că aluniță n-are niciodată aceeași culoare. Asta e mai mare. Alunițele n-au niciodată aceeași culoare, dacă vă uitați de aproape la ele, alunițele n-au niciodată aceeași culoare. Trebuie să... așa. Și în momentul în care spui un punct negru sau maro, se vede artificial, se vede hidos, se vede urât. Dacă ai alunițele tale, e ok, ai altă discuție, că ale tale sunt naturale, se vede diferența. Dar în momentul în care vii tu și începi să-ți desenezi puncte pe față doar fiindcă ai un coș, dar lasă-l frate acolo, ce e un coș, nu e muntele Everest. Asta este un subiect la care știu că o să-mi iau multe înjurături, pentru că se leagă în mod special de oamenii de la noi. Și asta este o chestie strict adresată vlogărițelor de la noi sau vlogărilor de la noi. Băi, fraților,
dacă faceți vloguri și vreți să arătați care e ziua voastră, care e programul vostru, ok. Dar spuneți-o așa, numai, vai, eu nu am o viață așa de interesantă, dar m-am deschis, decis eu să deschid camera și te trezești după 2-3 minute că mă se duce la 7 evenimente și că își arată malărul de pachete de PR și vai, stai așa că săptămâna viitoare mă duc în nu știu ce țară din asta exotică, vacanță și băi, n-am nicio problemă, puteți să faceți chestiile astea în vloguri, ok, faceți-le, dar în momentul în care deschizi camera, n-ar fi mai cinstit să zici, băi, uite, mă decis eu astăzi să deschid camera, să fac un vlog, pentru că mă duc la 11.000 de evenimente și vreau să vă arăt și vouă cum e treaba pe acolo. N-ar fi mai sincer așa, m-a săturat sincer de oamenii ăștia când îi aud, vai ce viață neinteresantă am eu, știți, eu nu am o viață interesantă, da... Da, dar toată ziua stau și mănânc prin restaurante și prin cafenele și nu dau pe acasă. Please, stop. Cea mai mare problemă este aici că s-a împământenit ideea în capul vostru al multor abonate că, vezi, doamne, toată lumea trebuie să se prezinte așa și în momentul în care nu te prezinți așa, începe lumea să te ia la rost, da, știi, de ce nu vii cu chestii mai interesante, că, da, ar trebui să faci chestii mai interesante fiindcă ești vlogger, dacă e vlog și ți arăt viața mea și mă și auto-intitulez ca fiind sinceră, n-ar fi normal să-ți arăt exact care e viața mea, zic și eu, apropo de asta am postez vloguri din nou pe canalul de vloguri. N-am nicio problemă nici cu evenimente de PR, nici cu reclame, atâta timp cât e sincer. De ce dracu ești atât de greu pe lumea asta să-ți asumi un lucru când îl faci sau când vrei să faci ceva? De ce o fi atât de greu? Și acum vorbesc la general, numai de vlogger, că în general oamenilor le este extrem de greu să își asume lucrurile pe care le fac. De ce? Why? Cred că e o chestie de dezbătut într-un TikTok. Și cred că am să mă opresc aici pentru că mă gândesc că o să-mi iau destule înjurături. Dați-mi like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și poate mai facem și partea a doua. Pentru că mai am tita mai lista cu chestii pe care aș vrea să vi le spun. Dar, na, încerc și eu să le reduc la alea care zic eu că sunt mai demne de menționat. Cam asta a fost clipul meu. Acum, nu luați în numele rău, dar pe bune, am senzația din punctul meu de vedere că unele trenduri chiar au luat-o razna rău de tot și unii oameni chiar au luat-o razna încercând să facă din niște chestii nenaturale, gen pistruii, să le prezinte ca și cum ar fi o normalitate. Și trebuie să ne gândim bine la lucrurile care ne plac nouă și care ne ajută pe noi ca oameni, nu la ce se întâmplă și ce face unul ca să atragă atenția. Eu cred că e mai important treaba asta. Da, v-am lăsat, vă pup, nu uitați să vă abonați la canalul meu, lăsați în comentarii cu trenduri care vă displac vouă sau ce părere aveți despre trendurile pe care le-am menționat eu în clip și ne vedem în următorul clip. Ciao!